În județul Sălaș încep lucrările care vizează reabilitarea mai multor tronsoane de drumuri județene. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Sălaș Tiberiu Marc în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Județean. Lucrările vor viza turnarea de covor asfaltic și alte lucrări de îmbunătățire a infrastructurii rutiere. Perioada imediat următoare suntem pregătiți să semnăm contractele de execuție și pentru lucrările de covoare asfaltice. Termenul de execuție pentru fiecare lucrare este de 30 de zile, deci în luna iunie vor începe toate lucrările pentru covoare asfaltice și sper ca în condiții normale să se finalizeze în cursul lunii iulie, începutul lunii august.